Salut! Tot în Derry. Suntem aici la St. Eugene Cathedral. Cred că asta este. Frumos pe aici. Hai să vă arăt despre ce e vorba. Știu că am pus și câteva poze, dar trebuie să vedeți cam care e ambientul pe aici. E frumos. Nu mai să ajung unde trebuie. Asta am ajuns. Voilà. In honor of Our Lady of Lourdes and in memory of the most, I don't know, Reverend Dr. McHugh, Bishop of Derry, 1907-1926, to whose zeal and piety in organizing the first national pilgrimage to Lourdes, the Catholics of Ireland are so much indebted. May he rest in peace. Our Lady of Lourdes intercedes for him. Și acum, bisericuța. Eu sunt singurul turist de pe aici care și filmează. Ne plimbăm un pic pe lângă biserică. Să fiu absolut sincer, deja mă cam dorm mâine de la aparat. Mai avem filmat un pic.
Îmi place că sunt foarte multe flori aici. E frumos făcut. Lipte ceva. Toate culorile posibile și imposibile și în amestec. Atâtea nuanțe de trandafiri cât au ei aici, n-am văzut. Sincer, n-am văzut. Revin. Deci, în Derry sunt câțiva palmieri. Câțiva. Sunt. Cred că mii. Nu știu de unde au lumină. Da. Bun, acum e soare, dar în general nu e. Așa că, și cu ce se hrănesc și din alea. Nu știu, habar n-am. În ce caz arată bine, dar aici la Polul Nord, palmieri, mai multe șanse are Deva. Chiar în față, acolo în spate, dacă vă uitați atent și dați pe pauză, să vede cetatea din Derry. Mi-e și frică să intru înăuntru să văd cum arată așa biserica pe interior. Mă abțin. Da. Sper că v-a plăcut.